Bună dimineața, Crypto Internet! Eu sunt Alexandru Hobincu și bine ai revenit pe canalul meu. Comentariul de ieri îi aparține lui Cristian Damian, care ne spune felul următor. E plin de crypto trading guru pe YouTube, dar niciunul nu știe exact ce și cum se va întâmpla. Așa că asta mi-a dat o idee de video, iar astăzi o să discutăm despre fake crypto guru. Dar înainte de toate, nu uita să dai un subscribe, un like acestei pagini și dacă tu vrei ca și comentariul tău să apară în ediția de mâine, lasă un comentariu cu absolut ce idee dorești tu, iar eu mă voi ocupa de ea. De asemenea, vă aștept cu un follow pe Hobincus pe Instagram, pentru că pe Insta Story postez absolut tot ce se întâmplă și tot ce văd eu în piață aproape zilnic, dar crede-mă, merită. Follow Hobincus! Bun, fără alte introduceri, hai să intrăm în subiect. Sunt absolut sigur că îi știți de asemenea și voi pe Daniel Mihai, îl știți pe cel de la CryptoRo, pe Buhnici și poate vă întrebați, ce sunt ăștia? Ăștia sunt guru, de ce împărtășesc informația pe internet? Sunt absolut sigur că fiecare om are interesul lui în spate. Am și menționat în emisiunea la care am fost săptămâna asta faptul că eu simțeam nevoia de socializare. Eu îmi doream mult să comunic cu oameni din același interes. La un moment dat, pandemia mi-a cam tăiat această posibilitate, așa că mi-am pornit canalul de YouTube. Bun, cât despre fake gurus. Vreau să discutăm un pic și să înțelegeți un lucru, pentru că și eu primesc foarte multe mesaje vis-a-vis de monede. Ce părere ai de? Ce părere ai de ADA? Va crește? Nu va crește? Sau mai primesc mesaje de genul ce crezi că o să mai crească? Și aici e o chestie, pentru că un trader, la fel cum e și Daniel și probabil și Buhnici, din câte am înțeles, Buhnici e investitor, nu trader, dar un trader este un om cu un plan. Și atunci nu îți permiți să-l critici pe cineva care este trader, pentru că omul ăla efectiv are un plan, da? Atât timp cât planul lui funcționează, pentru el este perfect. La fel cum și oamenii din spatele camerei se duc la joburi și în fiecare zi au un plan. Nu știu, bănuiesc că dacă ești livrator de pizza, planul este să iei pizza din punctul A și să-l duci în punctul B, da? Și la un moment dat îți tragi o statistică și zici, bă, cam cât durează un drum de-al meu? Hai să vedem, durează jumătate de oră, asta înseamnă că pot să livrez 8 pizza pe zi în cele 4 ore în care eu lucrez part-time pentru compania asta și îți faci un calcul să vezi cam cât încasezi pe pizza. Ok, ăsta este un plan. Așa și noi, noi avem un plan. Spre exemplu, nu știu alți oameni ce folosesc, în schimb, eu folosesc zone de suport și rezistență, da? Folosesc price action. Și atunci, apropo, pe ziua de ieri a fost o zi oribilă în care am avut noise în piață și, spre exemplu, parte din planul meu este să nu tranzacționez pe timp de noise. Adică în zonele astea în care sunt absolut nesigure și nu au absolut nicio direcție, planul meu este, decât să pierd bani, mai degrabă stau liniștit. Înțelegeți acum de ce zic că fiecare om are un plan, așa pe parte de trading. Depinzând de persoană la persoană, unii folosesc indicatori. Am mai văzut pe canalul lui CryptoRo că el folosește MACD, folosește poate o intersecție între EMA21 și EMA55. Eu sunt un fel de mix de genul ăsta. Ca să vă dau un exemplu, știu eu ce se va întâmpla în momentul de față? Nu, absolut. Nu pot să-mi dau seama în ce direcție va merge. În schimb, ce pot să-mi dau seama este în felul următor. Dacă au fost oameni care au intrat în tranzacții în zona aceasta, mai probabil, dacă au fost tranzacții pe scurtă durată, indiferent că a fost long sau short, acest noise creat a făcut faptul ca aceste tranzacții să fie închise, fie pe zero, fie pe stop loss, în funcție de situație, la majoritatea oamenilor. Prin urmare, eu nu vreau să mă îndrept către o tranzacție în orice direcție, până nu găsesc o zonă mai solidă. Adică, să zicem că au fost oameni care au intrat pe short, au crezut că marketul va coboră, dar au avut poziții mai mari și stop loss-uri mai lungi, adică în zona asta, următoarea zonă de rezistență. Și prefer să aștept o perioadă mai mare de timp
și să iau zone mai sigure. Cu alte cuvinte, avem un canal de oscilație care era plecat de ceva timp din zona asta, era plecat de, cam de pe 7 august și atunci aș prefera să urmăresc acest trend, dar să iau zone mai bune. Cu alte cuvinte, aș prefera să aștept ca prețul să-mi treacă întâi de zona asta pentru a lua o tranzacție, deoarece în acest caz mi-ar dovedi faptul că și stop loss-urile celor care au intrat pe poziții mai mari au fost reduse și nu ar, și aici în zona asta nu ar mai fi vânzători, oameni care ar încerca să ducă piața în jos. Cam așa vedem noi situația, fiecare om este cu planul lui. Și atunci cum funcționează treaba asta? E simplu, noi avem o statistică personală, fiecare trader își ține și cred că am discutat în videoclipul de ieri despre risk ratio și win ratio, videoclip pe care puteți să-l găsiți aici. Și pur și simplu, noi ajustăm planul. Dacă nu funcționează, dacă statisticile noastre sunt mai proaste sau dacă dorim să le îmbunătățim, schimbăm anumite reguli, da? Eu mi-am pus treaba asta, să nu tranzacționez în noise, pentru că am observat că îmi strica statistica. De asemenea, putem să scoatem anumite reguli, pentru că am avut o regulă la un moment dat care îmi spunea să nu tranzacționez când se întâmpla un cross între EMA sau chestii de genul. Și am observat, mă restricționa în a lua anumite trade-uri care, utilizând cealaltă parte a planului, erau foarte bune. În felul ăsta noi devenim mai buni ca traderi și putem să ducem o viață de genul ăsta pe care o vedeți pe YouTube, la mine, la Daniel, la CryptoRo și așa mai departe. Așa că îmi cer scuze, oameni buni, dar noi nu avem un glob de cristal în care să citim viitorul. Este absolut imposibil. Noi mergem pe bază de statistică. Am observat că în 7 din 10 cazuri, atunci când RSI-ul a fost 20 și a ajuns într-o zonă de suport, mai probabil trade-ul tău să fie favorabil. Asta e tot. Nu există trade gurus, nu există nimeni pe lumea asta care să-ți spună în orice moment ce o să facă Bitcoin. Bazat pe o statistică de creștere lunară, oricine poate să facă o estimare și să zică pe termen de 4 ani, 5 ani, să, băi, Bitcoin a crescut cu 20% pe lună, foarte probabil ca peste 5 ani de zile să-și păstreze trendul și așa mai departe. Dar acum depinde de fiecare, dacă ești investitor și vrei să-ți blochezi banii pe 5 ani, go ahead, cum să nu, ești liber. Noi ca trader preferăm profitul daily, on a daily basis. Și bineînțeles, pentru că profitul este mai mare raportat la o creștere a Bitcoinului de pe următorii 5 ani, foarte posibil ca un trader să reușească să scoată mult mai mulți bani decât această creștere. Așa că eu nu pot să am decât respect pentru băieții ăștia. Știu cât de greu este să faci trading, știu cât de greu este să stăpânești emoțiile atunci când ești pe pierdere, atunci când îți asumi niște pierderi, poate uneori mai mari, alteori mai mici. Știu cât de bine este să și câștigi din trading și aș prefera dacă nu ar mai exista critica asta din partea unor oameni care pur și simplu stau în fața unui calculator și bat cu degetele în taste zicând, mamă, ăla e fake guru, ăla e nu știu cum, ăla e prost, ăla nu face. Dragilor, fiecare om în viața asta și-a ales calea, iar asta este calea mea. Vă mulțumesc foarte frumos că ați fost alături de mine și în videoclipul de astăzi. Lasă un comentariu dacă vrei ca subiectul ales de tine să fie discutat mâine. Eu sunt Alexandru Hobincu și ne auzim data viitoare. Vă salut!